Ce ai menționat, eu venind din Iran, din Persia, 28 de ani acolo am crescut, am văzut acolo sistemul educație, am văzut acolo sistemul de angajare și când am venit în România am văzut sistemul educație și sistemul angajare este cam aproape același și am rămas un pic așa șocat. Din punctul meu de vedere, sistemul educație nu face ceea ce ar trebui să se facă menit, adică în acei 12 ani care eu am mers la școală și apoi anii de facultate și așa, ceea ce eu am reușit în ziua de astăzi ca și business este doar producție video și fotografic, din totul este autodidact. Da, Eu am de învățat, n-am acord, făcut la sigur. facultate. Cel mai important pentru mine acum, că faptul că am descoperit misiunea sufletului meu, tot este autodidact. Dar eu am luat decizie, am fost ghidat, am hotărât și am luat decizie, eu să investesc timp, energie și bani în dezvoltarea mea personală și spirituală și să descoper cine sunt, pentru ce sunt aici și care este misiunea sufletului meu. Cum s-a întâmplat povestea Atlantea? Atât de tare am rezonat cu această școală. Am avut ocazie să colaborez cu Alexandra pentru o serie de producție video și când am venit aici am văzut ce energie pură și curată și autentică are, ce suflet pune aici ca să educă pe copiii noștri, acești copii minunați care vin cu vibrație foarte ridicate pe pământ, să activeze darul și harurile lor. Am zis nu pot, eu neapărat trebuie să stau cu ea, să stăm așa la o șuetă, la o discuție prietenoasă, să povestească și mie și ție, să afli mai mult despre ea, ce viziune are și cum ai reușit tu, ai intrat în această viziune, să activezi această școală, să fii total diferit și cum ai putut să obții certificatele, confirmările, că da, din câte știu eu, cei care conduc lumea nu vor noi oamenii să ne trezim în stilul ăsta. Da, deocamdată, sigur, dacă probabil ar fi o mișcare mult mai mare și de amploare, așa cum este școala Atlantea, poate cineva s-ar opune. Deocamdată este emergentă mișcarea, da? Din câte am observat, sunt mai multe școli în România private care adoptă un sistem de educație holistic. Au început și se începe, sigur că da. Cu dezvoltare emoțională, foarte important, partea de dezvoltare personală, iarăși foarte important, deci nu ne mai raportăm doar la strict zona academică. Și ceea ce spuneai tu mai devreme, că practic tu ești autodidact, deci parcurgerea a 12 ani de școală plus facultatea nu neapărat ți-a dat vocația sau meseria. Noi ne antrenăm pentru asta în școală, pentru a îndeplini doar o meserie, însă din punctul meu de vedere, școala ar trebui să fie mult mai mult de atât. Petrecem atât de mult timp în școală, astfel încât este absurd să ne pregătească doar pentru un job. Nu, educația ne pregătește pentru viață, ne pregătește pentru a fi ființe complete, a înțelege ce se întâmplă în realitatea din jurul nostru, cu noi înșine, de la raportarea la legile universale. Noi ca suflet, da, nu înțelegem de multe ori de ce o cauză are un efect, de ce rezonăm sau nu rezonăm cu cineva, pentru că noi nu cunoaștem legile acestea universale de mici. Și este foarte important ca școala inclusiv asta să aducă în atenția copiilor într-un fel sau altul. Subiecte, da, pe care le putem aborda în școală, geometria conștiinței sau geometria sacră. E foarte important, dezvoltă foarte mult o percepție dincolo de realitatea curentă pe care o vedem. Dacă suntem mai atenți, vedem peste tot în natură această geometrie. De ce se întâmplă asta? Și noi suntem înșine, noi înșine suntem o geometrie sacră. Corpul nostru, proporția noastră, da? Universul este o geometrie și asta, înțelegând lucrurile astea, copilul își deschide mintea și sufletul în același timp. Sau meditația, iarăși demonstrat clar că face bine, că este benefică și demonstrat științific, da? Neuroștiința vorbește despre impactul și beneficiile meditației în asupra ființei umane. Noi facem asta la Atlantea. Copiii știu, au momentul lor de liniște, au momentul lor de meditație, să-i spunem așa. Au momentul lor de introspecție, da, de întoarcere la ei. Pentru că avem mare nevoie să ne conectăm și cu noi înșine, dincolo de conectarea aceasta și de împărtășirea cunoștințelor cognitive, academice, avem nevoie să ne întoarcem la noi și să ne înțelegem pe noi ca ființă umană. Și aici, probabil că Atlantea, asta este schimbarea care a adus-o, da? Și o aduce în continuare. Foarte fain ceea ce zice Alexandra. Am fost aici și am văzut educatoarea sau persoana care făcea meditație și cât de adânc copiii ăștia mici intrau în stare de meditație și uite...
Wow, uite-te aici ce se întâmplă, guys! Am mai fost, am mai avut așa reacții din partea oamenilor care vin din exterior și spun, măi, la voi este atâta liniște aici. Da. Eu nu știu, și părinții noștri spun, eu nu știu ce le faceți copiilor, că este foarte liniște, sunt foarte așezați, sunt foarte liniștiți, sunt conectați la ei. Ce asta vreți? Încercăm noi, da, să facem. Sigur că sunt copii și au și momentele lor de expansiune. Nu se înțelege că suntem tot timpul în starea aceasta. Nu, ne jucăm, ne simțim bine, dar asta se întâmplă. Facem lucrurile într-un mediu în care ne simțim bine. Asta este foarte important. Mediul de hrănire. Și când mediul acesta este calm, oamenii sunt calmi în jur, se înțeleg, își adresează cuvinte frumoase și e foarte importantă echipa, da? Copiii simt unde au venit, se simte energia și se echilibrează.